Aici se văd sosurile. Au un miros destul de acru. Can I smell? Au un miros destul de acru. Hai. Un fel de pește fiert, nu știu ce fel de sos e. Nu e nici rău, nu e nici bun la gust, la miros, pardon. Este pickled fish. Pickled fish, auzi, pește murat. Un sos de pește murat, este destul de scump. Este specialitate și se pune ceva de genul, uite așa. Îl pune domnișoara. Lovely. Se serve. You ate a fish there? You throw out of the fish? Am avut un copilaș. What is your name? Prefer one peso, please, if you have. Astăzi am dat la mulți bani. Nu ne pare rău. Îi facem fericiți. Uitați cum zâmbește. What is your name? What is your name? Deja mai a apărut încă unul în peisaj. E cam greu, că dacă dai la unul, trebuie să dai la 100. Până afară, cred că rămâne fără bani. De asta este viața aici. Te văd mai diferit, mai așa. Și imediat e coadă. Bine, nu le dai mult, e sumă modică acolo. Le-am dat 5 peso, o monedă. Adică o nimică toată. Vă reamintesc că 50 și ceva de peso înseamnă 1 euro, adică 5 peso ar însemna 50 de bănuți la noi, nu știu, până 50-70 de bănuți, nu știu, adică o nimică toată. Dar el a dat din cap, mi-a mulțumit în final, într-un cuvânt. S-a bucurat enorm și asta contează foarte mult. La biserică mai era unul picioarele sfărmate, i-am dat și lui un pumn de mărunt, s-a plecat și ăla. În gândul meu am zis, zibă la prost, el a dat din cap și o fi zis și el acolo, nu mai contează. Important e că am făcut un om fericit. Și o fi luat mâncare și o fi luat țigări să fie sănătos. În fața lui Dumnezeu ne-a făcut datoria, am aprit și noi o lumânare și pentru TikTok, și pentru noi, și pentru voi, vă pup. Uite, a venit încă unul, te mai dăm și ăsta.